Primarul Orșovei spune că le plătește salarii cuprinse între 3500 și 6500 de lei polițiștilor locali. În 2019, de la bugetul primăriei s-au dus 600.000 de lei doar pentru funcționarea poliției locale, care însă nu are eficiență, susține edilul. Mare parte dintre amenzile date de polițiști sunt anulate de instanță, pentru că procesele verbale nu sunt întocmite corect, iar angajații poliției locale nu și-ar justifica deloc salariile mari pe care le primesc, așa că banii alocați îi consideră aruncați pe apa sâmbetă. Un polițist local care a lucrat 20 de zile, adică 160 de ore, are un salariu de 3340 de lei, da? Cu normă de hrană de 740 de lei pe lună, da? Vă mai pot spune că un șeful de serviciu care nu a lucrat toată luna decembrie a luat în mână 6290 de lei, da? Și normă de hrană în banii ăștia. Per total, vă pot spune că am cheltuieli de la bugetul local cu poliția locală care ajung la fabuloasa sumă de 6 miliarde de lei vechi. Aici intră salariile lor și norma de hrană, dar și uniformele. Culmea, orșovenii spun că polițiștii locali sunt destul de vizibili pe străzile orașului, dar recunosc că salariile primite sunt mari pentru munca pe care o fac. Este foarte mare, pentru că un polițist din celălalt nu ajunge, cu toate sporurile, nu ajunge la 6.000 de lei. În ce sens au activitatea? Adică ce? Ok, așa să vadă, dacă ce se întâmplă, ceva, de o să parc și... Băie, din nota 10, fă datoria. Calculul ăsta salarial, tot ei l-au făcut, nu l-am făcut nici poliția locală, nici noi. Mă gândesc că... au greșit când le-a dat așa salarii mari. Reprezentantul poliției locale din Orșova nu a putut fi contactat pentru a-și exprima un punct de vedere, biroul său de la primărie fiind închis. Edilul a precizat că a intrat în concediu medical după ce a aflat că vrea să desfințeze instituția.